Partenerul emisiunii Chateau Vartelli. La cei 71 de ani ai săi, Alexa Visarion are o energie și un ritm de viață căruia puțin tineri ar putea să țină pasul. A montat peste 100 de spectacole memorabile. A fost regizor sau scenarist la 7 filme de lungmetraj, ce au făcut epocă în istoria cinematografului românesc. A predat teatru și film la universități din Texas, Los Angeles, New York și Boston. A scris numeroase cărți. A luat premii prestigioase și e împovărat de titluri onorifice. Rămâne însă de fiecare dată perplex ca o novice în fața scenei goale, pe care abia urmează să o umple cu viață. Din nou. Sprâncenele stufoase, dese, cu fire crescând în sus, indică o fire tumultoasă, explozivă, la fel ca și tenul roșu, ce-ar mai face semn că le pune pe toate la inimă. Ochii mari, de un albastru intens, pătrunzător, dar și tandri în același timp, sunt ai unui om care își pune mereu întrebări. Fața cărnoasă, nasul rotunjit, trădează o anumită înclinație pentru plăceri. Pomeții slab reliefați, ușor căzuți, sunt un indicator că multe din proiectele sale pot rămâne nevalorificate. Însă maxilarul dezvoltat, pătrat, trădează energie și capacitate de muncă enormă atunci când un proiect ia foc. Buzele strânse, destul de ferme, acoperite de mustață și barbișon, indică o mare exigență în raport cu sine, dar și cu ceilalți. Regizorul Alexa Visarion și Angela Brașoveanu, azi în studio la o nouă ediție Egoist. Ana, un film de Alexa Visarion. O poveste care are, între realitate și ficțiune, mitul meșterului Manole. Care reunește trei dimensiuni ale timpului existențial, cel sacru al baladei, cel al trecutului care cenzura aberant arta și gândirea, dar și timpul prezent al interogațiilor. Un film de Alexa Visarion, cu Răzvan Vasilescu, Cristina Drăghici, Dorel Vișan, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr. Domnule Alexa Visarion, ați adus la Chișinău, de fapt ați făcut la Chișinău un nou Caragiale, de ale carnavalului. De ce acum, de ce aici și de ce de ale carnavalului? N-am făcut de ale carnavalului, am făcut carnavalul. De ale carnavalului e la baza versiunii scenice carnavalul. Spectacolul meu cuprinde texte din Caragiale din diferite zone. Exact. Din dramaturgie, din Noaptea furtunoasă, din Scrisoarea pierdută, dar și din schițe, din momente și schițe. E vorba de Moșii, tablă de materie, e vorba de Grand Hotel Victoria Română, de inspecțiune. Deci am făcut un colaj, ca să spun așa, din universul Caragiale, sub genericul Carnavalul, tocmai pentru a delimita structura spectacolului de ceea ce se numește comedia caragialiană. Deci spectacolul de pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu e un spectacol care cuprinde deopotrivă universul diurn și nocturn al lui Caragiale, cuprinde deopotrivă într-o sinteză pe care autorul a realizat-o în integralitatea operei sale între tragic și comic. Tragicul și comicul din totdeauna ele au fost aliate pentru a transmite un mesaj mai profund decât cel imediat.
spun acest lucru pentru că eu dale carnavalului am făcut în Islanda. Carnavalul nu l-am făcut decât aici. Acest text nu are legătură cu spectacolul din Islanda și nici spectacolul nu se întâlnește cu textul tradus în islandeză. Cum a sunat Caragiale în islandeză? Mi-e greu să mă gândesc la cerneală violentă și la simțea și vezi monstruos în islandeză. Da, opțiunea a fost a islandezilor. Eu lucram în Suedia, făceam un Cehov în Suedia, la Malmö. Și într-o zi am aflat că doresc să vină câțiva prieteni ai teatrului unde lucram, Fontanen, la repetiție. Le-am permis, au stat la repetiție, ne-am zis la revedere și peste două săptămâni am primit o invitație în Islanda, ei erau din Islanda, m-au întrebat dacă pot să vin, am spus că pot să vin în septembrie. Spun septembrie, că și aici am fost în septembrie și am trecut la Sibiu în septembrie. Și ziua dumneavoastră de naștere în septembrie, și acolo am împlinit 44 de ani, la Sibiu 70, aici 71. Deci prinde bine ziua în teatru. Am întrebat ce piese vreau și au zis, bineînțeles, am dorit o piesă românească pentru ca noi să ne întâlnim și cu altă dramaturgie. Și de unde regizorul din țara regizorului. Am spus atunci Eugen Ionescu și a zis, nu, că îl cunoaștem. Veniți cu Caragiale, că am auzit că ați făcut Caragiale la Teatrul de Artă din Moscova. Mi-au dat o trupă fixă, aveau 11 actori angajați și au spus, aceștia sunt actori, alegeți piesă. Pentru că nu făcusem de ale Carnavalului până atunci, am ales de ale Carnavalului, am trimis textul în franceză, tradus de Valentin Lipati. Și când am ajuns în septembrie, au citit actorii textul în islandeză, eu aveam textul în limba română, ei râdeau la ce râdeam eu în limba română. Era o traducere impecabilă, făcută de un mare scriitor al lor, care făcuse o adaptare. Nu spuneau Bibicu, ci da. Bibihena. Nu spunea Nae, ci Noe. Aha. Înțelegeți? Am mai stat de vorbă cu eminentul scriitor islandez care a spus, aș vrea să-mi spuneți momentele din spectacol, dacă le aveți în cap, ca eu să traduc pentru acele momente. Deci eram un specialist. Teatrul islandez e un teatru minunat, am văzut spectacole minunate, un teatru influențat într-un fel de teatru polonez, marele lor regizor, generația tânără de regizor, au studiat în Polonia. Și spectacolul s-a jucat cum trebuie, în delir, cum spun eu, și cu cronici extraordinare, era în 89. E interesant că la premieră, ziarul cel mai important de dreapta din Reykjavik și-a trimis reprezentantul care m-a întrebat când cade Ceaușescu. Și am zis curând, dar cade, era, sigur. Era septembrie. Era septembrie, da. Și știau ceva. Nu era septembrie, mint. Septembrie am început repetițiile, era octombrie. Premiera a fost pe 19 octombrie. Aha. 19 octombrie. Și deci au apărut în ziar așa. De ce m-au întrebat? Dacă a căzut zidul Berlinului, nu mai există altă. Drumul ăsta, numai ăsta. Întâmplarea făcuse că eu eram în America în perioada cât Gorbaciov trata cu Ronald Reagan despre viitoarea ruptura cortinei de fier, despre distrugerea cortinei de fier. Deci, asta a fost, revin, e vorba de Carnaval, un text de spectacol scris anume pentru acest teatru, pentru această trupă. E un text care îl voi și publica alături de alte 4 versiuni scenice. Eu am făcut o versiune scenică și după Cehov, după Ivanov. Am făcut un duel în ziua anunții, care tot așa cuprinde piesa Ivanov ca bază, Ivanov, dar și fragmente și personaje din novelele, din schițele lui Cehov. Mă interesează, de 20 de ani așa, integralitatea, universul scriitorului. Un scriitor se citește prin piesa care o pui, dacă a fost și dramaturg, dar se citește și prin întreaga sa operă, acea piesă, ea își găsește locul în operă, se citește prin alți scriitori dinaintea lui sau de după el, de exemplu, Cehov a fost citit de Lucian Pintilie prin Beckett. El a făcut Livada de Vișin, pornind de la înțelesurile din piesa lui Beckett, Orice zile frumoase.
Iar după aceea, tot Lucian Pintilie a făcut Livada de Vișin la Arena Stage în Washington, pornind de la Sonata Spectrelor al lui Strindberg. Deci un autor se citește și așa, cu cei dinainte și cu cei de după el, și se mai citește și prin obligația ca el să răspundă, când e prezent pe scenă, într-un spectacol, să răspundă la timp, la chemările timpului. Timpul este foarte important. Orice spectacol trebuie să fie o prezență în prezent, indiferent că are costume din antichitate sau nu. Cât de prezent este Caragiale acum? Din nefericire pentru noi, poporul român, este. El e etern. Noi suntem într-o perioadă în care caragializarea nu se mai termină. El e prezent. Te uiți la scena politică? Din toate punctele de vedere, nu numai politic. Nici nu trebuie machiați. Pentru că deriziunea există și în societatea contemporană, mistificarea, și nu se referă numai la politică, mistificarea relațiilor umane, degradarea degradării, pălăvrăgeala, neputința de a susține un crez până la capăt, lipsa de comunicare, toate există în Caragiale. De aceea eu am făcut acest text de spectacol și am și construit un personaj, Râsul Plânsul, interpretat așa cum trebuie, cu strălucire, de Ecaterina Mardare. Acest personaj are rolul de corifeu din piesa antică, dar și rolul pe care Brecht l-a dat comentariul lucid, care îți dă voie nu numai să-ți placă, ci să și înțelegi. Teatrul nu e numai o plăcere, e o plăcere prin înțelegere, prin judecată, prin implicare. Aici, la Chișinău, am urmărit în prima etapă spectacole care erau pe afișul teatrului, de asta am și oferit premiile Dialog unor artiști care au realizat acele spectacole vizionate de mine, dar am văzut un public talentat, un public doritor și iubitor să vadă, avid, pofticios de teatru. Marea problemă e că artiștii nu trebuie să oferă numai pentru pofta de azi, ci pentru regalul de mâine. Regalul se referă și la plăcere și la judecată. Cum ați lucrat la spectacol? Pentru că am înțeles că ei, în ritmul ăsta, n-au lucrat niciodată. Două repetiții pe zi, una până la prânz, a doua după prânz, fără zile de odihnă, practic toată vara, când ei, de fapt, se așteptau să aibă o vacanță, toată vara au lucrat cu dumneavoastră. N-a fost vina mea, a fost programarea teatrului. Teatrul avea această reuniune a Teatrului Naționale, cu date fixate deja, 19-30 septembrie. Deci nu sunteți dumneavoastră cerberul care vrea nu, facă actorii să lucreze 24 din 24? Să intru în programul teatrului. Premiera era fixată pe 19 septembrie și de acolo au început toate. Adică timpul era foarte scurt și pariul pe care directorul general Petru Hadârcă l-a avut e să fie la termen tot. Acest pariu m-a obligat să intru într-un program de lucru care nu mi-e străin. Eu pot să lucrez și în 3 săptămâni în spectacol. Mi-aduc aminte că aici există o cunoaștere amănunțită, firească, a teatrului rusesc, că când am ajuns la Mhat, celebrul Oleg Efremov mi-a zis: și cât timp ai să repeți? Și am zis: în 2 luni. 2 luni este premiera. Și a zis: 2 luni lectura. Spectacolul mai durează încă 3. Și a zis: nu, Oleg Nicolaevici, 2 luni, la 2 luni e premiera dată. Și a zis: nu cred. Și așa a fost la 2 luni. Deci dacă ne luăm în serios și tipul meu de repetiție, un tip de repetiție cu flăcări, arzând. Ce așa, înseamnă asta? Cu flăcări înseamnă că nu e timp de comentariu, ci e timp de muncă numai. Așa. Și munca se face pe 3 planuri. Un plan fizic, un plan mental și un plan pasional. Deci actorii trebuie să mă iubească, eu sigur îi iubesc și atunci lucrăm în ritmul ăsta. Pentru că dacă nu există dragoste, n-ai cum. A fost această iubire reciprocă? Păi de altfel e așa spectacol? Altfel nu e așa. Sunteți un dictator? Nu. Nu-mi place dictator, de altminte nici nu-mi place regia de teatru sau de film. Mie îmi place teatru. Deci nu sunt un dictator, sunt un om care folosesc și tandrețea și asprimea, asta e altceva. Dar totul pe această legătură care vă mărturiseam acum câteva clipe, de dragoste, de afecțiune, de cuprindere. Ei devin familia mea. Eu uit tot în perioada asta. Uit tot. Și am o nouă familie. Această familie e familia de la scenă. Comodă definiție.
Am înțeles că în repetiții utilizați destul de mulți termeni din atlasul anatomic pentru a-i face pe actori. Există un mod de a da indicații concret și un mod formal. Indicația formală, indicație legată de, știți că ar trebui aici să fiți mai sensibil, știi că ar trebui când te așezi pe scaun să simți singurătatea. Aceste lucruri nu se pot juca. Ele sunt executate. Nu poți să-i spui unui actor, domnule, simte singurătatea, dar spui, zice, ce mama mă se face acolo? Așează-te, tonul. Ca să zic așa, înjurătura face parte din... Explicați. Cum să spun, dintr-un limbaj viu de comunicare. Nu e o chestie vulgară, ci o chestie poetică. De anumite sunt mari scriitori ai lumii care folosesc un limbaj... Și în perioada trecută, în Shakespeare există din plin, și în perioada noastră, în care, vedeți, hai să vă dau un exemplu cel mai concret. Un mare scriitor, dramaturg american, David Mamet, care a scris American Buffalo sau Oleana, folosește numai înjurături și termeni grosolani. Și el spune așa, piesele mele sunt ori univers poetic, ori gunoi. Depinde cine le ascultă și cum le ascultă. Bunelul dumneavoastră este basarabian, Hedia. Da. Păi de asta am și venit aici, într-un fel, la sfârșitul carierei. Pentru că altfel puteam să vin mai dar devreme. Dar vă văd foarte plin de viață și plin de planuri. Am citit cel puțin despre trei proiecte care vreți să le faceți. Eu și am spus actorilor, ca să pot să le cer ce le-am cerut, ca să iubesc așa cum îi iubesc, ca să țip așa cum țip, ca să tac așa cum tac, le-am spus că am venit aici să-mi închei cariera, că spectacolul ăsta poate să fie ultimul pentru mine. Și am venit să renasc. Aveți toată recunoștința mea pentru faptul că i-ați făcut pe unii actori să nu țipe în scenă. Chiar plecăciune și jos pălăria. A fost imposibil. Eu încă n-am terminat spectacolul, dar a trebuit să scot premiera. Deci eu n-am terminat spectacolul, el mai are nuanțe de lucruri, așa, dar premiera trebuia dată. Și există o tehnică în lumea teatrului. Dom'le, când lucrurile mai trebuie lucrate, dar premiera vine, nu mai lucrezi. Spui, gata, acum jucăm. Acum jucăm. Acum nu mai vorbim despre, acum ne pupăm. Gata. Pupatul înseamnă realizare. Înțelegeți? Realizare. Acum, gata. Cum știu, în timp ce cer foarte mult, știu, dom'le, n-avem putere, dar nu mai aducem. Gata. Ne ajunge. Gata. Facem așa. Sunt obligat, actorul e obligat ce îi se cere să facă mai bine decât îi se cere, de către regizor, de către coleg, de către cine, iar regizorul e obligat ce trebuie să facă, trebuie să facă, chiar dacă n-are tot ce-i trebuie ca să facă. Trebuie să făptuiești. Munca noastră trece într-o faptă. Faptul e spectacol. Și atunci se adună lumea, vine lumea. Sonorizatorii, electricianul. Am avut o chestie extraordinară cu echipa de la sunete și echipa electrică, așa. Le-am spus, eu stau la repetiție, m-au auzit, cum ați auzit și dumneavoastră, că vorbesc mai tare, că vorbesc mai încet, că îi chem după aia, că mă supăr, că îi strâng în brațe. Și nu le-am spus nimic altceva. Și eu au făcut tot. Pentru că ei m-au înțeles, pentru că au stat acolo. Nu trebuia să dau ordine. Deci, revenind la ideea de dictator, nu e dictatură. E o seriozitate îmbibată cu emoții și sentimente, numai că sentimente nu sunt blegoase, sunt virile, sunt sentimente virile. Eu lucrez bărbătește, înțelegi? De aminte, teatru se zice că actrițele trebuie să aibă glandele care trebuie și bărbații la fel, că altfel nu se naște. Teatru e făcut din bărbăție, din putere. Uitați-vă cum joacă, cum a jucat și cum joacă Mariana Micuț, cum a jucat și Olga Tudorache, cum a jucat Gina Patrichi. Asta se joacă din altceva. Aici ce nu știe lumea despre viață joacă actor. Ce e ascuns în viață. Asta trebuie să afle și publicul. Publicul nu trebuie să afle ce vede, ci de la ce vede să fie trimis prin spectacol, prin arta din spectacol, să fie trimis pe ceea ce nu vrea să afle. Noi nu facem delectare, nici educație. Noi facem provocări, provocări, incitări și dimensiuni meditative. Vreau să ne întoarcem la biografie, vreau să ne întoarcem la bunelul dumneavoastră, să ne povestiți un pic ce știți despre el. Deci eu l-am cunoscut, și eram... dacă l-ați căutat aici, prin ceea ce putea să rămână? De... Eu n-am venit aici în raport de stare sufletească decât cu sufletul.
starea fizică a fost de muncă. Deci am fost odată la Orhei, m-a dus domnul Petru Hadârcă, am stat o oră, am văzut și asta și am venit înapoi. Am avut naivitatea să spun, prins eu de stări emoționale bogate, zic, uite, mi-aș lua o casă aici, să vezi, stau bătrâneți aici la Orhei așa. De unde la început, domnul cu care împărtășeam aceste gânduri, mi-a spus, domnule, e frumos aici, e viața bună, e ieftin, așa. Când auzit că vreau să cumpăr casa, zic, costă 80.000 de euro, zice. Ce puteți să facă negoți cu mine? Am zâmbit, așa, cu o anumită tristețe, fiindcă despre asta e vorba și în Caragiale, despre cum ne pervertim în timp ce vrem să. Personajele vor în carnavalul, vor să le să împlinească ceva, să nu fie înșelate, să nu fie mințite, să spun. Dar ele fac lucrul ăsta mințind și înșelând la rândul lor. Înțelegeți? Vezi, Caragiale nu vorbește de dragoste. Nu raportează la sine, raportează nu vorbește la de dragoste. Da, da. Vorbește de amant și amante. Amantlâc, mai degrabă. Da, el nu vorbește de dragoste. Iar când vorbește de dragoste, vorbește în năpasta unui o dragoste care duce la crimă și crima care duce la teroare și teroarea care duce la injustiție. Pentru că Ion e pedepsit degeaba când l-a omorât pe Dumitru, dar la rândul lui și Dragomir e pedepsit degeaba că nu l-a omorât pe Ion. Caragiale nu vorbește despre justiție, ci despre injustiție. Nu vorbește în comedie despre o rezolvare, ci o falsă rezolvare. Se împacă toți. Există celebra replică, pupat toți piața independenței din telegrame și aici se împacă toți. E adevărat că eu am sugerat să împacă toți într-un tomberon. Da. Dar ca să nu rămâi așa, apare și Nenea Anghelache, care, vezi, eu n-am făcut două finaluri, pentru că altfel, când lumea aplaudă, că zice, s-a terminat în ritm de marșul Radevski, care se cântă de anul nou la Viena, să încheie fiecare concert de anul nou, domnul Strauss a dat marșul ăsta, care dă viață. Numai că viața acolo, ăștia ies, și când lumea aplaudă și crede că s-a terminat, vine un domn care spune porcilor, eu nu sunt pentru râtul vostru, zice Caragiale, zice în corespondență. E autorul care a emigrat, doamnă, care a plecat din țară, s-a exilat singur, când a împlinit 60 de ani, a fost chemat să fie sărbătorit și a refuzat. În câteva săptămâni, chiar mai puțin, în câteva zile, moare, e îngropat la Berlin și își dă seama guvernul României că a murit cel mai mare scriitor, pentru că Eminescu murise înainte, și cere să-l aducă în țară, guvernul, la nivelul guvernului, ăsta care le-a spus adevărul tot timpul, cere să fie adus în țară, e adus în noiembrie, deci e descumat și vă dați seama că în scriu ce era, că nu mai era nici Caragiale, nici urmă. Și lumea vine la Biserica Sfântul Gheorghe, unde e depus scriul ăsta, și se închină, nu în fața lui Caragiale, doamne, în fața operei, opera e nemuritoare. Artistul e muritor, opera nemuritoare. Cum facem ca teatrul care e efemer să lase ceva și nemurire? Cum facem? Cum facem? Trecând pragul de sus. Dilatând totul. Ducând spre ceva care să sedește mintea în sufletul, în gestul spectatorului. Câteodată prin negare. Dom'le, nu mi-a plăcut deloc, zice. Mă gândesc de 3 zile la momentul ăla care nu mi-a plăcut deloc. Înseamnă că e sădit momentul. Până când o să-i și placă, o să treacă o perioadă. Și apoi ce înseamnă plăcerea? Câteodată plăcerea la noi e posesie. Lumea aplaudă de multe ori la teatru, am și scris lucrul ăsta în revista Teatru Alt, aplaudă ca să-și arate prezența. El a fost indiferent până atunci. El vede și zice, aplaudă și dă și ritmul care trebuie și ca să zică, domnule, există aici. Dar el aplaudă că s-a terminat, să știți. În funcție de ce a trezit regizorul și actorii în el. Eu nu cred numai de regizor și de actori, și de propria solicitare a noastră. În momentul în care el a făcut un gest, un efort, a cumpărat biletul și a venit la teatru, da, el a venit. Este nobilă. Pentru ceva. Da, deci el vine la teatru pentru ceva în care tu trebuie să-i dai mai mult decât acel ceva. Da. Ei, cum facem ca iubirea asta să existe permanent între public și scenă, că fără această iubire nu se poate face teatru? Eu spun, scena propune, sala rezolvă. Problema e ce propune scena, că atunci va rezolva și sala într-un fel. Pentru că altfel rezolvă numai cu acele aplauze care sunt obișnuite. Mai sunt și aplauze tulburătoare. Mai sunt și aplauze care nasc reacții, cum să spun,
cam furtună, dezguduire. Caragiale vorbește, zice, spectatorul trebuie năucit, aiurit, smintit, mai știu eu ce să zic. În acest mai știu eu ce să zic e totul. E căutarea. E căutarea. Și artistul trebuie să aibă demnitate. Ați văzut aplauze? Nu dau și ai mei din artiști, dau din palme, zic așa. Nu. Ei au oficiat, teatru oficiază. Teatru e și templu și tribună. El oficiază. El trimite spre zone în care ceilalți au nevoie de aceste zone, dar nu știu să le facă ei. Și eu aș vrea să cânt. De asta vin la dumneavoastră? Poftim? De asta vin la dumneavoastră, vin la teatru. Da. Și eu aș vrea să cânt la vioară. Dar dacă nu știu să cânt, trebuie să fac celălalt bine. Trebuie să fac cât pot eu de bine. Iar fiindcă am spus de vioară, poate și asta e de menționat pentru telespectatorii dumneavoastră, e că arta perfectă e muzica, pentru că ea e concretă și abstractă. Ne și place, dar ea e făcută din niște semne. Ea nu spune, acum iubesc, ea cântă. Arta muzicii cântă. Cântecul, melodia, armonia, e făcută din zeci de lucruri. Șapte note și a opta repetată, după aia vine majorul, minorul, bemolul, becarul, coroana, diezul. Deci sunt semne. Arta actorului are și ea semnele ei. În ziua în care v-ați născut, tatăl dumneavoastră s-a uitat la dumneavoastră și a zis până în seară nu ține. Tata, nu, aș minte, tata. Lucrurile sunt mai simple și mai adevărate. Da, deci, ce obțină asta am ascultat într-un interviu. Tatăl meu, nu scrie asta, cine a scris asta în interviu a mințit, n-am spus asta că nu e adevărat. Tatăl meu a fost membru a Partidului Național Țărănist. Da. A fost în conducerea superioară. Pentru că eu m-am născut în 47, din 46 a fost urmărit și în 47 arestat. Deci, până la nașterea dumneavoastră sau... A fost urmărit, nu m-a văzut așa pe ascuns, stătea prin pădure, ascuns prin județul Botoșani. Mătușa mea, care m-a și botezat, m-a cununat, ne-a botezat băieții, sora tatălui meu a spus asta. Deci ea a spus, văzându-mă, era foarte tare, deci, erau ani de foamete, așa, să mânca borhot de la animale și mama, care era mai tânără decât tatăl meu cu 14 ani, a rezistat, ca să zic așa, era orfană, trăia numai tatăl ei, deci bunicul din Orhei, și când a auzit că mătușa a zis, copilul ăsta n-ajunge până de seară, m-am născut la prânz, n-ajunge până de seară, o să moară. Acum, e și aici un adevăr care, vedeți, dă o valoare teatrală. Această mătușa mea îi murise un copil la naștere. Și ea a făcut o legătură într-un fel prin ea, înțeleg? Dar era foarte slab. Da. Și mama, aici e partea frumoasă și bogată, care am povestit-o, am scris-o în cărți, așa, m-a luat în brațe, era un septembrie mai răcoros, și a suflat aer cald, că era o casă la țară, așa, asupra mea și mama asta, și mama a contat enorm. Ea nu m-a lăsat să mor atunci, ea m-a tot ce știu și în vorbă, și în suflet, și în gând, și în manifestare cu oamenii, știu de la mama mea, tatăl meu a stat 6 ani și 8 luni nejudecat în pușcărie la canal Ocnele Marea Iud, ea m-a crescut fiind alungată din servici în servici, că avea... Da, ea era învățătoare de meserie. Învățătoare, dar a trebuit să... N-a primit un învățământ, că era cu ideologie. Și a trebuit să lucreze caseriță la... A fost caseră de bilete la casa de bilete din Rădăuț, la Gara Mică. A fost la instructor, la nevăzător, a lucrat peste tot. Era o fire puternică, foarte puternică, cred că venea de la bunicu. Pentru că mama ei a fost foarte sensibilă, bunica mea pe care n-am cunoscut-o, și mama avea și partea de povestire. M-a învățat de copil, eu știam Eminescu înainte de a intra în școală, avea și umor. De-al minte, când am ajuns regizor, am invitat-o odată cu colegii mei, cu Florin Zanfirescu. Am înțeles că a făcut chiar și cursuri de istoria teatrului ca să poată întreține cu dumneavoastră discuții. Da, e adevărat asta, da. Și-am scris la Universitatea Populară în București, unde preda chiar profesoara mea, Ileana Berlogea, ca să putem avea același limbaj în discuție. Dar invitată la restaurant, i-am spus, mamă, te rog să nu vorbești, că oamenii ăștia, așa, bine, bine. Și odată a scăpat să vorbească și colegii mei mi-au zis, dacă vorbește mai tare, tu te să taci, că ea vorbește foarte bine. Vrea deci să erați facă... și într-o rivalitate. Da, era o rivalitate, cum spun,
adâncă, bogată în dragoste. Și a spus atunci la masă, zice, și eu m-aș fi făcut artistă. O chema Maria Bulăescu. Și zice, aveam și un nume de artistă, Mary Bully. Adică deci, inventase, da. Dumneavoastră ați trăit, de fapt, visul ei, dar întorcându-ne la gara unde stătea și vindea bilete și dumneavoastră primii 6 ani de viață... Deci am stat în mai multe locuri, dormeam pe... Mama făcea ture 12 ore cu 24, deci erau ture când stătea zi și noapte, cum ar veni. Și eu dormeam pe o băncuță de lemn, așa, lângă un ternion. Ternion era, pe vremuri, era unde se băgau bilete. Bilete se scoteau de acolo, din ternion, și se compostau. Și era frig, mă învelea cu hăinuța ei de ceferistă. După aia dimineață, arunca din tren, asta era la Rădăuți, când mergea trenul cu lemne spre Brodina, așa, aruncau mecanice, 2 lodve de lemn. Lodvă de lemn înseamnă metru de lemnul ăla la metru. Metru linear sau metru cub? L-a aruncat ca să aibă ea să facă foc și aici și acasă. Și ea m-a luat pe mine în brațe, într-o mână, și lemnul ăla care avea 30-40 kg pe umăr, și așa m-a crescut. Și așa m-a crescut. Eram posesiv, eram singurul bărbat într-o familie de un copil și o femeie. Nu o lăsam nicio... să meargă nicăieri, da, la distracție. Nicăieri, da. La distracție. Odată o doamnă care o știa suferința mamei a zis, ia ducem tot, e ziua mea, dar vreau să vii singură, vreau să vii singură. M-am închis în casă, am deschis geamul, am ieșit pe fereastră, am luat-o pe un hol și am ajuns la petrecere acolo, s-a trezit cu mine. Eram foarte posesiv. Dar aminte, când a venit tata din pușcărie, când am văzut cu o pupă, m-a supărat, că eu nu știam ce e tatăl și asta. Mama a contat până în ultima clipă. La un moment dat am avut o sincopă firească la atâția ani de căsnicie și am zis, uite, mă gândesc să divorțez de Veronica, și a zis, nu. Cu toate că niciodată... N-a plăcut-o niciodată. Da, n-a plăcut-o în sensul că i-a luat băiatul. Când m-am surat. Dar a zis, nu, nu, cu Veronica trebuie să rămâi. Tu trebuie să rămâi. Și m-am mirat, că credeam că eu, acum o să zic, uite, bravo, ți-am spus eu că nu știu ce, că te-a luat. Am avut adică partea asta cu mama a contat enorm. Era temperamentală, inventa tot timpul, inventa nume, îi boteza pe toți, le găsea caracteristici astea, așa, care trimiteau în ironie prin nume personajele, oameni cunoscuți nouă de-al minte, așa. M-a iubit pe mine cel mai tare pentru că am fost 2 copii, din păcate am rămas numai eu, sora mea s-a născut după prima pușcărie a lui tata, a fost profesor universitar la Universitatea Națională de Arte din București. I-a murit acum 2 ani. Și era iubită de tata cel mai tare, care nu mă cunoștea pe mine. Aha. Eu pe mine se enerva așa că aveam reacții mai independente, așa. Cum a gestionat mama relația dintre dumneavoastră și tatăl? Pentru că ea probabil era conștientă de... Tatăl meu a fost nervos și pușcheria l-a făcut de multe ori să se poarte brutal. Adică el nu știa să te certe, el știa să te bată. Nu era o zonă de maniere înaltă, pușcăria, înalte, mai ales că a făcut atâția ani. Ne-a ascuns tot timpul și mie, sorile mele, chinurile care le-a avut, dar am auzit la un moment dat de torturi, de fierul roșu băgat în fund, de multe lucruri așa groaznice. Ne-a ținut deoparte, când a murit la 67 de ani tata, a murit cu mine de față, amândoi părinți au murit cu mine, și pentru că era rost de boală, de un cancer generalizat, dar care pusese atât de puternic că nu murea. Nu murea. Și eu îi făceam morfină, nu mânca, puneam apă pe buze și morfină, că era normal să-i se dea dreptul să facă. Și atunci vorbea câteva clipe. Și mi-aduc aminte că ultima discuție în seara când a și murit a fost așa. Băiatule, eu îi spuneam dumneavoastră, n-am putut spune pe dumneavoastră, și el băiatule. Băiatule, să știi că țara ta e mama ta. Să nu te răzbuni niciodată pe greșelile care le-au făcut unii în țara ta. Țara ta e mama ta și e sfântă. Un om după 15 ani de pușcărie să spună chestia asta, înseamnă că ne-a crescut bine părinții pe noi amândoi, și pe mine și pe sora mea. Deci așa a murit.
Mama dumneavoastră, cât că era tatăl în spital, era nevoită chiar să vă dea drept copil din flori, pentru că să nu vă facă probleme. Mama a făcut scarlatină și cum n-avea unde să mă lasă, m-a luat la spital, la boli infecțioase. Eu, până acum, am fost un om foarte rezistent. Singurul care mă putea distruge eram eu. Eu, că restul rezist. Vă cred. Așa. Dar eu cu mine am probleme, așa, adică trec de la una la alta, sunt... Da. Și la spital, acolo, tot salonul cu... Erau 4-5 persoane, după cât mi-aduc aminte. Eu mă plimbam printre patru, așa, venea doctor, se uita așa, n-ai nimic, puștule, n-ai nimic. Deci n-am făcut și ea m-a ținut în spital în pat cu ea, când avea drept. În pat cu ea, ea cu scarlatină și eu sănătos. Deci a contat Dumnezeu totdeauna. Dumnezeu i-a dat putere să mă crească, să... Ce să vă spun, că făcea un ochi, deci spărgea ouă, punea în tigaie, eu îl mâncam și ea ștergea cu bucățică de pâine ce rămânea. Asta era mâncarea ei. Deci am crescut greu, am crescut pândit de necaz tot timpul. Puterea venea și din fire, dar venea și din acest tip de educație. Am dus-o greu și în studenție, m-am căsătorit la 18 ani. Și ceva, la 20 de ani. De ce vă grăbeați atât de mult? La 21 era stat a doi copii. Ce vă făceați? Care era motorul să vreți pe toate acum? Raportul ăsta, ca să zic, de om puternic, să zice, domnule, că Alexa Veseleon e de fier, așa, de granit, spune. Dar zice că era imaginea care vreați să vă formați? Sau chiar așa era? Nu, e un amestec, că sunt și foarte puternic și foarte slab. Cătălina Buzoianu, colega mea, spune, zice, un bloc de granit, într-un colț, în schimb, el se prelinge, curge. Așa. Pot să rezist la orice tip de șoc, în același timp îmi dau lacrimile la orice lucru mic, așa. Trăiesc, spun, destul de frumos, spun, ca să mă și laud acum puțin, așa. Trăiesc din suflet și mintea mă ajută. Adică gândesc cu sufletul, adică emoțional, sentimental, dar mintea intervine imediat. Intervine și mi-e frică de sensibilități căcăcioase, ca să zic așa, de prosteală așa. Deci a contat foarte mult. Întorcându-ne la 18 ani sau până la 18 ani... M-am îndrăgostit până la 18 ani, am scris poezii colegilor, le-am pus în bancă, i-am scris și neveste, scriu și acum poezii. Și ieri am scris una, așa, azi dimineață. Felicitări! Vreau să vă întreb de umilințele care le... Umilințele nu m-au umilit. Asta? Da, nu m-au umilit, nu. M-au întărit și mi-au dat... Pentru că îmi dau seama dacă tatăl era în închisoare, deținut politic... A fost arestat încă de două ori. Când noi era, am mai fost arestat de niște două ori. Repercusiuni le-ați suportat și dumneavoastră. Nu bănuiesc că era și la școală și pe urmă la facultate. Ba da, nu m-au făcut pionier, total... ceea ce am plâns. Vorbeam cu Ana Blandian într-o zi, zic, mă, pe tine te-au făcut pioniere, că tatăl ei fusese arestat. Ce nici pe mine? Zic, eu am plâns și eu am plâns. Nu ne-am făcut pionier, n-am fost utecis, n-am fost membru de partid. N-aveam dreptul ăsta, pentru că aveam dosarul ăsta. În schimb, am prins perioada de studiu când a fost așa zisa liberalizare în România. Și atunci tatăl meu a stat 6 ani și 8 luni necondamnat. Da. După aia, când l-au condamnat, încă de 2 ori și l-au grațiat și iar l-au condamnat, era la drept comun. L-a trecut la drept comun, nu mai erau politici. Nu era te politic. Băga că ești nu știu ce, că a avut permise CFR dreptul. În articolul despre dumneavoastră în Wikipedia este un rând care pe mine m-a contrariat foarte tare. A fost informator și colaborator nu cu securitatea. În anul 1000... Eu am văzut rândul da. Cu ochii mei. Spun cum ați văzut și celelalte. Ca orice om care pleca în străin... Deci n-am fost niciodată colaborator sau informator al securității. Niciodată. Pentru că ar fi prea mare contrast dintre viața care a străit-o, demnitatea care vreți să purtați numele tatălui și acest rând din Wikipedia. E o chestie foarte simplă. E foarte simplă. Da, spuneți. După cum ați văzut, în România au fost colaboratori a securității cu acte în regulă, toți mari intelectuali care au făcut pușcărie. Amedeo Năzărescu, domnul Quintus. Eu n-am fost colaborator, nici nu mi-a cerut nimeni. Nici nu mi-a cerut nimeni, ca să spun adevărul. Dar eu am fost chemat în Statele Unite, spun actele la securitate,
la intervenții speciale ale ambasadei americane. Așa spun actele. Și în clipa aia a început o urmărire. Actele din dosar, așa spun, o urmărire. Crezând securitatea că americane nu mă cheamă pentru marele talent, așa, ci pentru o influență politică, ca să mă facă agent CIA. M-au anunțat lucrul ăsta. Și a spus, maestre, noi știm ce gândiți, ce vorbiți și acasă, ceea ce demonstrează dosarele de securitate, și în străinătate, ceea ce iar am aflat, eram ascultată. Nu vă cerem nimic, pentru că știu că nu o să acceptați. Dar vă spunem să ne spuneți cu cine vorbiți și să vă feriți, pentru că altfel viza o dăm noi. Viza. Atunci, nu știu dacă știți, se preda buletinul și se lua o viză de ieșire din România, dincolo de viza țării respective. O viză de ieșire din România. Eu am fost în America cu un regim special, în sensul că mi s-au dat două burse fulbre, ceea ce nu se dau, nu s-a mai dat nimănui, și mi s-a dat fără intervalul de 3 ani de să aștepți între ele. Da, și nu vi s-a dat pe un an, dar vi s-a dat de câteva ori, câte 3 luni. Deci am avut un regim special, dat de către colegi artiști, nu de... N-am vorbit cu nimeni de la CIA și nici de la, nu știu ce, instituția lor de asta. Eu am dat un mesaj unuia dintre candidați și i-am spus, domnule, nu mai spuneți lucrul ăsta, spuneți adevărul. Acel mesaj a fost interceptat de cei care îl urmăreau pe candidat, nu pe mine. Și atunci s-a dat dispoziție să se scoată dosar. Acuza din dosar, adică să se credea că știu mai mult, eu nu știam nimic. Acuza din dosar era că am spus de o doamnă din America, colega mea, asta așa, Doina Șipuș, prietenă cu mine, că vrea să se angajeze la Vocea Americii. Vocea Americii, după cum v-am spus înainte, am dat și eu interviul. Și era un post guvernamental, deci nu era interzis. Acuza e că am turnat-o pe doamna Șipoș. Doamna Șipoș, care trăiește, mi-a dat o scrisoare, am venit așa și am spus, domnule, ea spune, domnule, nu m-a turnat, era o chestie oficială. Așa. Dar eu trebuia să fiu pedepsit pentru acel lucru. Și s-a făcut un proces în care judecătorul a zis, un proces, prin acele relații, cum se chemau, protocoale. Protocolul între justiție și servici, și s-a scos că această acuzație, această, între timp există 3 dosare cu ascultatul meu, acasă, în baie, în somn, în asta, nu numai, în, da, da, în somn, în somn, nu e nicio glumă. Vorbiți în somn? Și atunci, nu era de vorbit în somn, era că în somn se putea auzi în somn anumite lucruri care nu înțelegeau de unde vin. Aveam un câine, se numea Tom, și câinele nu lătra în casă. Și eu spuneam, Tom, liniște, te rog. Deci sunt trecute în dosar. Deci, singur acut, acest proces s-a făcut, judecător a spus, e un proces complicat, m-am dus la CNSAS, așa. Și i-am spus domnului președinte acolo, a zis, m-am dus la ambasada americană, m-am dus la guvernul american și a zis, doamne, sunt niște prostii. Da, a apărut asta. Deci, n-am semnat niciodată nimic, nici nu mi-a cerut nimeni. Ofițerul care răspundea, era un ofițer supraveghetor, cum se cheamă, a spus următorul lucru. Dom'le, cu dumneavoastră, noi nu vrem altceva decât să vă faceți meseria. Adică atunci putem vorbi, altfel nu. Dar lucrurile erau obligatorii. Deci nu există nicio semnătură a mea, nicăieri, decât acest lucru, că am spus că Doina Șipoș, așa se numește doamna, urmează să dea asta. Și că ar fi o chestie importantă, pentru că ea e critic de meserie, să-și găsească lucrul. Asta e tot. Interesant. S-a dorit, în schimb, să se facă publică chestia asta și s-a dorit și altceva. Ceea ce nu s-a reușit. În sensul ca să... Haideți să vă spun și altceva. Ziaristul care... Eu nu știam. S-a trimis la un ziar să se facă asta. Și ziaristul m-a sunat și a zis, domnule, sunteți cu tare, dar e adevărat că asta? Nu. A semnat ceva? Nu. Nu o să scriu, a zis. Și n-a scris. Și a trebuit să vie, atunci s-a dat pe asta, așa. Deci nu e nicio problemă, n-am conștiință împăcată, n-am făcut articolele niciodată. Din Wikipedia se pot redacta. Deci rândul acesta poate fi scos. Eu o să scot o carte despre asta. A, e și mai bine. Deci asta, o să scot o carte. Ciudat că ziarul Adevărul, care mi-a luat un interviu și foarte frumos și foarte amplu, așa, a cerut în ultima clipă să pun asta. Și am trimis. Exact
povestirea, cu ce e asta. A apărut numai că a apărut, cum era fire să apară, dom'le, n-am colaborat niciodată cu securitatea, n-am fost nici informator, nici adeziune, nici, cum se cheamă, adeziune și angajament. Niciodată. Niciodată, deci nu... Să schimbăm un pic registru. Cum rezistă lumea teatrală o căsnicie 50 de ani? Rezistă prin trei dimensiuni. Cred, poate acum încerc să pun în trei dimensiuni o parte sintetică. Prin legătura între bucurie, suferință și înțelepciune. Într-o căsnicie de 50 și ceva de ani treci prin toate. De-al minte, m-am recăsătorit, ca să zic așa, cu soția mea, nunta de aur, anul trecut. Am zis să ne sfințim căsnicia. A fost de acord să mai mărit o dată cu dumneavoastră? Da. Și a fost emoționant că au venit frații ei, sora mea nu mai era, Felix, băiatul cel în America, n-a putut să vie. Și a fost frumos. Preotul avea emoții, era un preot tânăr, așa, a fost foarte frumos. Revin, deci, prin suferință, înțelepciune și respect. A mai contat ceva. Eu, crescut de mamă fiind, am un sentiment special față de femei. Dincolo de sentimentul bărbatului, care se îndrăgostește, care asta, femeia reprezintă ceva sfânt pentru mine. Așa. Doi, am o nevastă care m-a intuit și după aia mă cunoaște foarte bine. Mă cunoaște și mă simte la distanță. Acum nu vă spun că știe cu cine vorbesc, dar știe precis că vorbesc pe femeie și că vorbesc despre asta. Știe tot. Dinăuntru, din simțul. Și trei, până la urmă, există și o responsabilitate a căsniciei. Eu crescând fără tată, mă gândeam ce înseamnă să rămâie doi băieți fără unul din părinți. Adică să fie divorțat sau asta. Și asta a contat și asta. Da. A contat responsabilitatea față de niște copii care n-au nicio vină că părinții vrea să plece tatăl să divorțeze sau ce să facă. Puterea asta lui Veronica, neveste mele, de a lupta pentru familie, care n-a fost, cum să spun, lipsită de sacrificii. Nevasta mea, și acum e nevasta mea și o iubesc și e frumoasă, dar a fost o femeie foarte frumoasă, de care s-a îndrăgostit multă lume. Colegii mei celebre, de la Ribenciuc la George Constantin, așa, și știa să știe și în lumea asta artistică, de asta vă vorbeam și când am venit, există și rang privind comportamentul extra-artistic, adică e un anumit tip de noblețe. Am avut și eu înțelepciune cât am avut. Da, pentru... Și până la urmă, totul, știți, există o poveste care are o chestie ușor trivială, dar în același timp foarte adevărată. Zice, lume, când pun mâna pe fundul nevestei, mi-e parcă pun mâna pe fundul meu, dar când se taie ea la deget, mă doare și pe mine. Vezi? Da. Aici, când deja se taie ea la deget, mă doare și pe mine. Deja e în tot întreg. Da, și după atunci se cuprinde. Există și o obișnuință și o uzură a căsniciei. Omul trăiește și din suflet, dar și din trup. Partea erotică într-o căsnicie contează, ea are și culme, are și scădere și degradare, cum e și firesc. Atracțiile sunt și într-o meserie vitală, de asta sunt puternice. M-a ajutat Dumnezeu să nu distrugem ceea ce ne-a dat. Ne-a cine și-a permis mai multă libertate, dumneavoastră sau ea? Nu-mi dau seama. Eu am o calitate care pentru unii poate să fie un mare defect. Eu nu știu să mint și nu știu să ascund, mă înroșesc imediat, orice eu spun adevăr. E calitate pentru că asta m-a și apărat. E mai simplu. Înțelegeți? E mai simplu, da. Asta m-a și apărat, asta am putut de la relația cu ofițerul de securitate care spunea, domne, cu tare așa, spunea, domne, eu vă spun legat de profesia mea, restul nu mă interesează. Uh-huh. Profesia mea, păi nu ne interesează. Mă interesează asta. Și toate materialele, de asta o să public, o să fie o carte care se cheamă De ce, parafrazând pe De ce nenea Anghelache, care o să fie acest dosar așa, care nu există nimic din cont. Există ceva care a dus la asta. Ce spuneau ofițerii, nu ce spuneam eu. Ce spuneau ei.
Da, e treaba lor, nu e treaba. Iar ei ce puteau să spună când dădea drumul unui domn să plece în străinătate, când ei le dăduse ordin, Ceaușescu, în 67, că orice persoană care pleacă din România prin stat, adică nu turist, eu plecam prin stat, că eram, până la urmă, chiar dacă m-a luat de acolo și am luat viza în America prin stat, trebuie să fie urmărită. Este o cărță fizică. Cine a fost în străinătate în perioada aia și zice că n-a vorbit nimeni cu el și asta, minte. Sau a fost trimis. Pentru că altfel nu. Nu, pe mine nu m-a trimis nimeni, nu mi-a cerut nimeni, n-avea cum să facă asta, nu mă putea obliga nici prin partid, că nu era membru. Nu vreau să dau numele președintelui care a dat ordin să mi se facă lucrul ăsta. E un președinte care există. Putem calcula. Trăiește. Putem calcula. Înțeleg. Care a fost. Deci. Aveți 70... Și a mai fost ceva, ca să închei da. Povestea asta. Că am semnat împreună cu Zoe Petre și încă mulți intelectuali români un protest împotriva referendumului care n-a fost acceptat. Și acolo s-a declanșat tot. Deci despre asta e vorba. Dar n-am făcut, am vorbit în termeni civilizați și de domnul președinte care a dat, că n-a dat el ordine și a spus, băi, rezolvați problema. Și ce era rezolvat? Să nu mai poate, am ținut un mesaj public așa despre candidatura din acea perioadă al domnul Crin Antonescu și toate lucrurile astea s-au adunat și trebuia cineva spus că să stea deoparte. Mm-hmm. Erați previzibil. Știam, vedeți, a fost dureros, dar știam de la tata cum să fac dosarul ăsta. L-am văzut, că mi l-a dat, să mă uit așa. N-are nicio legătură cu ce spune. În teatru se iese la pensie sau nu? Pentru că mă uit la eu știu, la grevele care au loc în Rusia în legătură cu creșterea pragului de pensionare și mă uit la forța dumneavoastră și la vitalitate și la planurile pe care le aveți. Și mă gândesc, e corect sau nu e corect? Care sunt corecți? Trebuie să ieși la din punct de vedere administrativ, din punct de vedere administrativ, pensia există și trebuie aplicată pentru toată lumea. Ea există. Există un barem, unii luptă să nu ajungă acolo. E adevărat că în cazul unor oameni care în domeniul lor de activitate reprezintă ceva care pentru folosul societății, ar trebui să se gândească la lucrurile astea. Eu am un regim mai special, în sensul că n-am fost angajat în teatru decât primii 20 de ani. După aia am fost angajat în învățământ. Deci am fost profesor universitar. M-au pensionat și pe mine la 67 de ani. După aia au vrut să mă reangajeze cu plata cu ori, am spus că nu vor așa. După aia m-au chemat și m-au reangajat. Între timp, Felix a ajuns director de departament, deci aș fi în conflict de interese la București. El e șeful care îl are pe tata. Și atunci am plecat din un ATC și sunt profesor, conducător doctorat la Iași, la Universitatea Națională de Arte, angajat acolo, așa. Am pensia de la munca aia de 48 de ani de muncă. Am muncit, ca să zic așa, de la început și am mai avut și șansa să fiu în unele locuri cu cumul. Deci să fiu, la un moment dat, am intrat în discuție și asta. Să am o pensie decentă. Să am indemnizația de merit a Uniunii Teatrale. Ai voie de la o singură Uniune, dacă o ai de la cineași, nu mai ai voie la teatru și invers așa. Să muncesc. Nu lucrez în colaborări decât maxim una pe an. Deci nu lucrez mult. Am nevoie de timp de mă gândesc, să mă pregătesc, mă pregătesc foarte serios pentru repetiție. Mă joc așa, da, pregătirea e foarte minucioasă. Îmi place să scriu, am scos asta a cincea carte, vreau să scriu un roman, vreau să scriu și acel lucru legat de mistificare, pentru că... Da, lucrurile trebuie puse da, la punct. Asta e, asta e. Problema a fost următoarea, că... Măcar atâta. N-am zis nimeni să spună asta, decât să pui acolo că s-a dat comandă. Mm-hmm.
N-am întâlnit nimeni, pentru că nu e așa. Bun, asta. Și să mai fie ceva important. Să știu că totul are o limită și dacă cumva simt că nu mai pot, să mă opresc singur. Adică mi s-ar face, ca să zic așa, scârbă de mine să mă târi vrând să lucrez când eu, de fapt, nu mai am vlaga aia. Nu mai am viul ăla. E un viu care te ține. El nu depinde de an, dar mai e ceva important. Teatrul mă și întreține, sau munca pe platoul de filmare. Eu următoarele două săptămâni acum voi fi stins. Nu voi vorbe până în când în când, asta, îmi plimb căței, mă joc cu pisica, dar nu, nu voi avea. După aia revin. E ca după un examen. Da, da. Da. E firesc să fie așa, da. Pe o scară de la 1 la 10, cât de egoist sunteți? Cât de? Egoist. Să vă spun ceva care nu știu, o să văd cu 1 și 10 cum e. Nu sunt egoist. Sunt foarte atent la tot. Adică, ca să zic așa, pot să risipesc banii, pot să dau cadouri, pot să fac ce vreți dumneavoastră, dar în același timp, dacă găsesc 10 bani, iau. Îi iau. Nu risipesc banii, dar nu economisesc. Am avut totdeauna șansă, după ce a fost perioada dificilă, începutul carierei, așa, să pot trăi din munca mea, să n-am nevoie de altceva. Acum, de exemplu, o duc mai bine că primesc drepturi pentru filmele care le-am făcut. Am făcut numai 7 filme, dar primesc bani mai mult decât... Numai 7 filme până acum, da. Ca să zic așa, poate mai fac, poate nu. Dar am vrut să ajung la 7 și am vrut ca și spectacolul, carnavalul, să poată fi, dacă mor mâine, un testament. Și filmul Ana e un testament și ăsta e un testament. Nu știu, poate... Când dau notele, e în defavoarea mea sau în favoarea mea? Cum e? Că nu știu. Alegeți. Sunt pătimaș. Dacă în pate mă intră și egoismul, probabil că am și egoism. Nu sunt egoist, sunt pătimaș. Sunt obsesiv. Sunt deschis până în pânzele albe și în același timp un detaliu, un zâmbet pus greșit pe fața noastră îmi schimbă toată părerea. Adică sunt foarte atent la noastră, dinăuntru meu, nu din afară. Probabil că sunt și egoist, sigur, că depinde ce înseamnă egoist. N-am făcut niciodată rău în viața mea, cu voie. Rău premeditat. Da, rău premeditat, cu voie. Dar probabil că nu am distribuit pe un actor și am luat pe altul, a fost un rău pentru ăla care nu l-am distribuit. N-am făcut niciodată rău privind reclamații pe cineva, să reclam, care dacă nu-mi place, nu vorbesc de securitate și astea, lucruri normale de astea așa. Nu, n-am făcut. Din frică, eu am trăit din frică toată viața. Numai că frica aia mi-a dat și o putere fantastică. Am scris un articol până și 80, parcă. Teama mea sunt temele mele în România literară. Frumos, eu vorbesc peste tot de această frică care m-a atenționat că nu trebuie să ratez viața. Frica mi-a dat putere să lupt, pentru că înseamnă ceva. Frica m-a făcut să nu cad în plăceri de genul ăsta, băutura, fumatul, distracția. Nu, îmi place să mă distrez, îmi place să cânt, nu știu, să cânt bine, dar asta e altceva. Îmi place, nu fac economie la vinuri bune, fac economie la haine, la tot, dar la vinuri bune, la cărți, nu fac economie. Dar în același timp nu mă risipesc, mi-e rușine dacă mă îmbăt. Dacă sunt vreodată beat, am fost de vreo 3 ori în viața mea până anii ăștia beat, mi-e rușine a doua zi. Mi-e foarte rușine. Și am mai avut și șansa fantastică că mi-e rău dacă beau prostește. Asta e o șansă fantastică să-ți fie rău, să nu mai vrei niciodată. Vă salvează de multe. Niciodată. Adică am avut lucrurile astea, ceea ce a fost important. Nu-mi plac proștii, mă enervează, care sunt și parșivi. Îi cunosc oamenii, îi depistez imediat. Depistez reacțiile, văd lateral foarte bine. Dacă merg așa pe stradă, știu lateral ce se întâmplă. De asta văd și pe scenă ceea ce câteodată n-ar fi de observat. Cât un detaliu, cât ceva. M-a ajutat asta, m-a concentrat, m-a făcut să mă coordonez într-un fel. Dar încă o dată spun, peste toate a fost faptul că mie, și cu asta e de încheiat, așa de pus un punct final, mie
am avut revelații divine. Mi-a vorbit o icoană, Maica Domnului Nicolae, mi-a vorbit. De acolo probabil că vine tot. E adevărat că nu în copilărie, ci mult mai târziu, pe la 20 de ani. Deci s-a întâmplat lucrul. De asta mă rog, indiferent de credință, m-am rugat la zidul plângerii, m-am rugat în templu budist, m-am rugat în biserică protestantă, eu fiind creștin ortodox, pentru că Dumnezeu e unul și înțelegerea pe care o am față de Dumnezeu e următoarea. Dumnezeu îți dă totul, tu îți alegi răspântiile. Vă mulțumesc! Partenerul emisiunii Chateau Vartelli.